Seara bună, dragilor! Doctorul naturii din nou la ușa dumneavoastră așteaptă să-l primiți în case cu drag, cu bucurie, pentru a vă ajuta să vă fie bine. Spuneam în emisiunea trecută că deja toamna începe să se instaleze, culorile ei ne înfrumusețează sufletul, dar mai vine și cu vânt, și cu răcel, și cu viroze, și cu lucruri mai puțin plăcute pentru sănătatea omului, așa încât împreună cu doamna profesor dr. Maria Pop, specialist în terapia cu plante, ne-am gândit că astăzi să vorbim despre medicamentele toamnei, să vorbim despre fructele negre ale toamnei, pe care încă le găsim la margini de pădure, în locuri ascunse, chiar pe văi, chiar în locuri cu soare și cu verdeață. Bobițele acestea, pe lângă care trecem de multe ori și nu știm cât de mirifice și cât de binefăcătoare sunt pentru sănătatea noastră. Stimată doamnă profesor, suntem din nou împreună la Doctorul Naturii. Vă spun bine ați venit în emisiune. De fapt, sunteți invitatul permanent și special al emisiunii despre medicamentele toamnei, despre fructele negre vorbim. Și hai să vedem care e cartea de vizită a acestor fructe negre. Da. În primul rând, bine v-am găsit. Fructele negre, îmbinate în general cu fructe roșii, că nu sunt totdeauna toate negre, sunt considerate medicamentele toamnei. Să zic așa câteva cuvinte oarecumva cu caracter general. Toate fructele, fie negre, fie roșii, au caracter antioxidant. Sunt foarte bogate în vitamina C, A, B. Sunt bogate în minerale ca zinc și seleniu. Deci, ca atare, am putea să spunem că fructele toamnei întăresc imunitatea naturală a organismului. Ori întărirea imunității, ce înseamnă? Prevenție pentru bolile respiratorii, dar înseamnă și trecerea mai ușoară peste o boală, dacă totuși există. Deci am ales bine subiectul. Da, foarte bine. Ne apără de anemie. Pentru că fructele toamnei conțin mari cantități, nu numai de fer, zinc, cupru, dar și vitamina C în cantitate foarte mare, vitamina B6, vitamina B12 cu rol important. Fructele toamnei mențin tinerețea și frumusețea. De ce? Pentru că ele combat poluarea, de exemplu, liberi, radicalii liberi, fie din factorii poluanți, cum ar fi fumul de țigară, poluanțe din aer, din apă, combat nitrozaminele, acele care vin în corpul nostru sub formă de nitrați și nitriți, sau cu alte cuvinte, sub formă de pesticide, care sunt factori cancerigeni. Deci le combate, pentru că fructele negre și roșii conțin acid clorogenic și cumarinic care fac acest lucru. Și poate că ar trebui să spuneți telespectatorilor și cum putem beneficia la maxim de aceste fructe, că poate de multe ori nu știm să le folosim. Trecem pe lângă mure, de exemplu, și luăm câteva, dar nu știm ce cură extraordinară se poate face cu mura. Trecem pe lângă afin și de multe ori zicem, nu mă plec să-l culeg, că mă zgârie sau așa, sau celelalte. Aronia, care este un fruct minune despre care eu n-am știut multă vreme. Eu am crezut că e un fruct din America Latină și când colo era la doi pași de noi. Da, fructele, ca să simțim efectul miraculos, benefic al lor, trebuie să facem câte o cură. Ce înseamnă cură? Putem să mâncăm ca atare fructe, dar nu totdeauna le avem la îndemână. Putem să luăm un suc natural prin presare la rece. Fie că îl preparăm noi acasă la aparat, fie că există în magazinele specializate. Problema e să fie presat la rece. Dacă e procesat la cald, toată vitamina C, care e principala vitamină pentru formarea imunității, se duce aproape în totalitate. Așa, dar există și combinații de ceaiuri, fructele uscate, unde intră în diferite, sub diferite forme, sub diferite formule și pe fiecare
există acolo o indicație terapeutică. Pentru că noi trebuie să știm precis ce dorim și ce vrem să realizăm. Și prin, dar mai important e să ne informăm cum putem realiza. Dacă luăm planta, dacă luăm fructul potrivit și dacă luăm cantitatea cât trebuie, efectul în general vine. Dar să nu ne grăbim. Și uite, vine doctorul naturii și ne învață ce plante să folosim, cât să folosim, care parte a plantei, că vorbeam noi în prima emisiune de plante bune și plante rele. Eu zic că toate plantele sunt bune dacă știi să le folosești. Așa este, numai să fim informați. Să vă spun, de exemplu, cu ce să încep. Începem cu afinul, de exemplu. Ca zis că fructe mici și negre sunt afinele. Încă există și acum afine. Până la prima brumă e ok totul. Afinele sunt renumite ca și medicament contra diabetului. Afinele conțin o substanță numită mirtilină, care nu este altceva decât o insulină vegetală, asemănătoare cu insulina secretată de pancreas. Afinele stimulează circulația sângelui, conțin niște substanțe numite antocianine, care regenerează pereții vaselor de sânge, dilată vasele de sânge și ca atare, de aceea se spune că afinele sunt un protector al sistemului cardiovascular. Care dintre noi nu știm că afinele sunt un remediu, un medicament pentru fermentațiile gastrice și intestinale? Cine n-a luat niște afine când a avut o diaree și care chiar i-a văzut și efectul? Dar mai puțin poate știu că afinele contribuie și la dizolvarea țesutului adipos de la nivelul ficatului. Foarte multă lume prezintă acest sindrom, deci acumularea de celule adipoase la nivelul ficatului, ori aceasta este gras, exact da. O cauză a rezistenței la insulină. Deci ca tare trebuie să ne ferim. Deci afinile și acest lucru îl pot face. Da. Vorbeam cu și pentru vedere sunt foarte bune. Foarte bune. Foarte bune. Vorbeam cu fiica mea și îmi spunea, nu știu cum am adus în discuția afinul, dacă la ei se găsește, și spunea, să știi că a fost distrusă toată cultura de afin pentru că intrase nu știu ce boală în ei și au distrus cultura de afin, care este un arbust extraordinar și de multe ori nu știm, consumăm afine, simțim că ne e bine, dar trecem mai departe și îl abandonăm. Păi știți cum e? Noi acum vorbim de afinul de pădure, care la noi, din mare noroc pentru noi, încă există încă din plin. Există, pe da? Platoul munților, în zona alpină, sunt câte vreme. E adevărat că bobițele sunt mult mai mici decât afinele de cultură, dar sunt metodă. Mai sănătoase. Mai sănătoase. Afinele de cultură, dacă se îmbolnăvesc, să știți că dacă e vorba de cultură ecologică, aici nu există că dăm cu soluții. Nu se poate decât să rupem plantele bolnave. Și dacă boala a intrat în cantitate așa mare, trebuie toate plantele să le rupem și să le ardem. Da, da, da. Deci au distrus plantația. Da, da. Da. Și el are insulină vegetală? Păi sigur că da. Da? Luăm, cum am face cura cu afine? Pe sezon sau putem să le punem și la... Acum prin fierbere se distruge, dar dacă punem în congelator, prin înghețare se distrug din calitățile afinului? Să știți că nu. Prin înghețare, prin congelare, nu se distrug. Acum, problema ar fi să le pui sub formă de loturi, să nu deschizi congelatorul frecvent. Se deschizi doar atunci când trebuie să le iei și să știți că se păstrează aproape perfect, dar există acele sucuri presate la rece și pasteurizate. Acum, care e diferența cu pasteurizarea? Pasteurizarea sucului obținut prin presare la rece se face la o temperatură mai joasă. Deci nu depășește temperatura de fierbere când se distruge vitamina C. Se face o temperatură mai joasă și atunci am distrus sfera microbiană în mod sigur și se poate face cură. Ia în fiecare zi, în fiecare dimineață pe stomacul gol câte un pahar de 200 de mililitri. E o cură excelentă. Chiar dacă nu-i 200, să fie 100. Da.
Se plânge foarte multă lume că nu-i circulă sângele ca lumea. Uite, o cură cu afine. O cură cu afine. Cu afine. Da. O cură cu coacăs negru. Uite, coacăs negru. Altă bobiță exact, neagră. Altă elixir neagră, al sănătății. Da. Un pic mai mare, bun înțeles. Și foarte bogată în vitamina C. Să știți că din toate fructele acestea cât există la noi la ora actuală, eu am făcut cercetare și cu Bucureștiu și cu facultatea din Cluj. Fructele de coacăs negru au avut cea mai mare cantitate de vitamina C și nu numai atât. A fost și cea mai rezistentă și de durată. Vedeți că noi știm că facem o cură cu coacăs negru împotriva anemiei pentru că este cel mai potrivit. Ei, dar de ce credeți? Nu prin faptul că coacăsele negre conțin doar cantități fier, așa de colosale de fier, ci tocmai prin vitamina C care ajută la absorbția fierului în organism. Coacăzele negre sunt o sursă de calciu natural pentru dezvoltarea sistemului osos la copii, pentru prevenirea osteoporozei la adulți. Asta am vrut să întreb, că ajută și la diminuarea osteoporozei. Sigur că mineralizează da. Bun înțeles. Țesutul osos, da? Bun înțeles. Problema e că totdeauna noi trebuie să știm elementele de bază, atât să știm și elementele care ajută la absorție, pentru că fier... Poate vom vorbi vreodată de fier hemic, non-hemic, de care e legătura dintre ele și de ce anumite persoane tot iau plante și nu li se asimilează fierul. E o poveste mai lungă, dar poate o discutăm odată. Da, e foarte important lipsa de absorție, că sigur iei că medicamente da. Și nu trec dincolo de partea, le dai afară și gândiți-vă nu se folosesc la nimic. Coacăzul negru tonifică și miocardul, mușchiul inimii. De aceea, cine face câte o cură simte inima mai tonifiată, chiar este o prevenție pentru infarct miocardic. Nu mai vorbesc de circulația periferică, arterite, tot felul de probleme ale venelor, pentru că coacăzele negre stimulează circulația periferică într-un stil deosebit, tocmai datorită acestui conținut mare de vitamina C. Sunt diuretice, sunt depurative, dar pentru persoanele care doresc să se lasă de fumat sau de alcool. Asta am vrut să văd că am citit că sunt foarte bune și pentru curele de detoxifiere. Un remediu excelent pentru a depăși criza, perioada aia dificilă, ele vin în ajutorul nostru foarte bine. Că te ajută cum? Păi stonifică sistemul nervos, vitamina C ajută buna desfășurare a întregului metabolism în corp și a metabolismului lipidic proteic, a sistemului nervos, pentru că toate procesele și la nivelul sistemului nervos, la nivelul transmiterii influxurilor, nu se pot face fără vitamina C. Dar sunt persoane care vreau să se mai împlinească, să se mai îngrașe, că nu toată lumea vrea să slăbească. De obicei lumea vrea să slăbească. Știu, da. Dar coacăzul poate fi un remediu și pentru aceștia. Să știți că pe mine mai mă întreabă câte unul. Dar tot ne spuneți cum slăbim, dar cum ne îngrășăm, că eu sunt prea slabă. Uite, cură cu coacăs negru. Foarte frumos. Hai să trecem mai departe și mai luăm un... Acum nu este foarte negru, e mai mult spre roșu, spunea domnia ta, că sunt și fructe roșii, nu numai negre, da. Fructele toamnei. Hai să ne oprim la unul iarăși extraordinar, la zmeur. Da. Zmeurul iese în evidență dintre celelalte prin conținutul mare de zinc. Ori zincul ce este element primordial pentru asigurarea unei imunități normale. Dar zincul este și elementul mineral caracteristic bărbaților, asigură sănătatea prostatei și fertilitatea. Zmeurul, tot așa ca și o caracteristică aparte, ar fi fie sub formă de frunze, fie sub formă de fructe, acum de fructe vorbim, calmează arsurile gastrice și intestinale și nu numai atât. Poate să reducă și acidifierea sângelui, deci alcalinizarea sângelui, care este o condiție de bază pentru asigurarea unei sănătăți. Și cum vorbeam, că prin acidifierea organismului ajungi la boală. Exact. După aceea, zmeurul întărește mușchii pelvieni și mai ales mușchii din jurul sfincterilor, care controlează micțiunea. De aceea se recomandă persoanelor cu incontinență urinară preparate pe bază de zmeur. Tot datorită conținutului mare de nutrienți,
zmeurul este o hrană pentru nervi și pentru vasele de sânge. Un alt motiv să-l recomandăm în sindromul de vezică urinară hiperactivă. Și să-l recomandăm, din câte am citit și eu, și împotriva gutei. Păi sigur că da, că fiind un bun diuretic și depurativ, elimină toate toxinele, inclusiv acidul uric. Antiinflamator, antiinflamator, în toate durerile artritice. Este bun. Acum, o mică rezervă aș vrea să o spun pentru persoanele care au tendință de a dezvolta pietre de oxalat de calciu la nivelul rinichilor, vor consuma cu prudență acest fruct, pentru că chiar fructele de zmeur conțin oxalat de calciu. Da, 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 da. Oxalat, deci vom consuma, dar nu în cantități foarte mari. Ceilalți pot consuma oricât de mult. Și mai avem niște fructe negre excepționale, merișorul. Merișorul, pe care la noi de nu de multă vreme se consumă merișor, probabil pentru că n-am știut ce înseamnă cu planta asta. Eu cu mult timp înainte știu la vecinii noștri unguri, am mâncat dulceață de merișor, nici nu știam la noi că se poate face așa ceva. Deci merișoarele la început sunt verzi, apoi devin roz, apoi devin roșii roșii când sunt coapte. Merișoarele se știe foarte bine la ora actuală, în toate plafarele se specifică, sunt antibioticul cel mai caracteristic infecțiilor urinare, cistite, cistite recidivante. Merișoarele conțin niște substanțe numite proantocianidine, care, să vedeți, ele împiedică atașarea bacteriei de bază la nivel renal, care e cea mai răspândită la nivel renal, numită Escherichia coli. De ce am spus că e antibiotic natural? Merișorul conține o substanță numită arbutină, care la nivelul ficatului se transformă în metilarbutină și care este un bactericid și bacteriostatic excepțional. Deci ca atare combate toate bacteriile patogene, dar conține și hidrochinonă, de aceea este considerat un antimicotic excepțional. Deci combate ciupercile patogene, printre care să ne gândim la Candida albicans, o ciupercă foarte greu de scăpat. Are și contraindicații? Contraindicații. Aici voi spune trei. În primul rând, să nu le folosim concomitent cu medicamentele antiinflamatoare, pentru că le reduce efectul. Să nu le folosim concomitent cu medicamentele care scad aciditatea, pentru că intensifică efectul. Și chiar și merișorul, ca și zmeurul, conține oxalat de calciu. Deci pentru persoanele cu tendință de a forma litiază renală sau biliară, se vor gândi și vor consuma cu prudență. Este foarte important că au apărut cărți și multă informație despre plante care îi ajută pe oameni într-adevăr să le folosească așa cum trebuie, încât să beneficiezi de partea bună, nu de partea mai puțin bună a lor. Și ajungem la un fruct pe care încă îl găsim și în jurul căruia se țies foarte multe povești, așa ajungem la mur. Și mi-aduc aminte copilăria mea, când ne trimitea mama la cules de mure, poate că dânsa nu știa că dacă fac dulceață de mure, multe dintre substanțe se duc, dar noi ziceam, dar ne înțeapă, cea, las că o să vedeți, mâncați mure, că o să vedeți voi când o să fiți bătrâni ce bine vă va fi. Da. Păi să știți că tot m-am gândit la fiecare fruct să gândesc ceva specific. Murele, dacă vrem să găsim ceva specific, sunt diuretice, depurative, dar sunt în același timp și laxative și antidiareice. Deci, vedeți că de obicei planta care o recomandăm pentru aspectul laxativ este una, iar cealaltă pentru aspectul antidiareic este alta. Aici este singurul fruct care se poate recomanda în ambele afecțiuni, chiar în afecțiunea de colon iritabil. Este excelent. Și încă una, totuși așa, tot specific, la mure, conține foarte multe vitamina B5, adică acid pantotenic, ar fi recomandată femeilor însărcinate pentru evoluția sănătoasă a sarcinii, dar și pentru evoluția sănătoasă a fătului.
pentru a preveni malformațiile congenitale. Și ajungem iarăși la un fruct minune pe care eu l-am crezut din alte zone, la aronia. Ne apropiem încet, încet de final de emisiune. Despre aronia v-aș ruga. Am înțeles că are 100 de calități care vin în beneficiu omului și dacă ne mai rămâne timp și despre vișine să vorbim puțin. Da, aronia, într-adevăr, așa cum a spus dumneavoastră, este o plantă din import, a fost adusă la noi, dar acum, după Revoluție, în foarte multe gospodării sunt chiar culturi întinse de aronia. Le spune și scorușe negre. Scorușe negru, da, seamănă da, perfect cu scorușele. Da. Sunt atât vitaminizante, mineralizante, conțin mulți, mulți aminoacizi esențiali. Deci sunt plantele tonifiante aproape pentru orice. Acum, eu pentru ce le recomand, în primul rând, pentru combaterea radiațiilor emise de aparatura aceasta modernă, mai ales persoanelor care tot timpul folosesc telefonul mobil și care dintre noi nu facem acest lucru și care se uită foarte mult la televizor, de exemplu, deci care stă foarte mult în preajma aparatelor, ar trebui să se gândească să facă câte o cură cu aronia. Și vișine, ajungem la vișine, care sunt plantele, sunt fructele pe care le savurăm din plin, din care putem să facem foarte multe lucruri în gospodăria noastră, dar și pentru sănătatea noastră. Da, vișinele sunt fructe care le recomandăm pentru slăbire. Ele conțin foarte puțin zahăr, conțin multe fibre care refac tranzitul intestinal și conțin mult potasiu care ajută la topirea celulei adipoase și la eliminarea toxinilor. Că prin topirea țesutului adipos, să știți că se eliberează toxinii pentru că toxinile stau ascunse acolo. Și de aceea sunt recomandate aceste vișine. Previn acumularea de celule adipoase la nivelul ficatului, dar ajută și topirea țesutului adipos, până ce și ajută ficatul în reglarea secreției de colesterol, că colesterolul la nivelul ficatului se formează, și la creșterea colesterolului bun și scăderea colesterolului rău. Draga mea, sunt lucruri pe care noi le vom aborda în emisiunile următoare. Știi foarte multe lucruri. Eu îți mulțumesc pentru această emisiune, mulțumesc și telespectatorilor. Sper că le-am adus câte ceva despre fructele negre care să le ajute în această perioadă de trecere de la vară la toamnă, la iarnă, să ne fie bine împreună. Lăsați doctorul naturii să vă intre în casă. Doamna Maria Pop, mulțumesc, vă dau întâlnire săptămâna viitoare cu mare drag. Și dumneavoastră și pentru telespectatori, o seară bună în continuare. La revedere!